Geleit. Ja. Hai. Ia uite ce de tata băiatul. Pune ceva pe dumneata să răcești. Înțeles de opoziția mănâncă rahat. Faceți ciocul mic în senat. Trece legea, intră vapoarele, se taie chitanțele și curbanii. Eu nu plătesc TVA-ul. Când veniți la putere, dați o ordonanță de scutire și banii vă mai fac voi la partid. Eu nu pierd nimic și pe ei lăsăm în curul gol. Atunci scot documentele și le pun masa în cap. De acord. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас. Я в недобрый час. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Над юбилером я в недобрый час. Vezi că băieții s-au cam lăcuștit. Dă mai tare.
păpușarii nu se mai se închisesc de realitatea din România. Și zic păpușarii, deoarece eu am afirmat că la Cotroceni avem nu un președinte, ci un păpușar. Fac mea culpa. Există mai mulți păpușari în România acum. Iar păpușarul cel mai vizibil de la Cotroceni e supărat, se pare, că păpușarii ceilalți trag și ei sfori. E limpede. Mafia a ajuns la masa guvernului, dar a ajuns și la Cotroceni. A ajuns și în Parlament. Eu cred că nu există loc în România unde mafia n-a ajuns încă. Mai departe, Parlamentul. Parlamentul e o... dă dovadă de o nesimțire clasă. Celina, auzi că se pun tel la chestia aia. La ce? Legea cu importurile. Domn președinte știe? Cine, tatăl nostru? Da. Păi știi tu că se face ceva în fel să știe el? Mă rog, perfelin. Se joacă tare, frățioare. Și... am trecut la baioneta. Mă rog, pusă în cauză, nu? Domnule senator, caută-l pe general. Bine ați venit, mari dregători ai țării. Se zice că peștele mare înghite întotdeauna peștișorul cel mic, dar nu atunci când peștișorul este de aur în politichie. Calița voastră bucureșteană vă urează poftă. Domnule senator, eu zic să intrăm în campanie brusc, cu interviu biografic. Fiu de țăran de sub munții Cutare, general când alții abia ajung capitani, și mă rog, în sfârșit, școli militare, copii, familie, diplome, tradiția militară la români. Cam, și creștin. Cam asta ar fi. E bine, Ionele, dacă nu uita, te rog, nu uita rangul de atașa militar de profesor și general diplomat. Și special nu uita, te rog, poziția mea de acum. Poziția mea actuală. Comandant al găsii financiare, ce să nu uiți. Nu e oportun să mintim poziția dumitale actuală. Te rog să nu uiți, da? De pe poziția asta am documentele și din poziția asta știu cât a furat fiecare și cum a furat fiecare, domnule senator. Nu m-ați înțeles. Când bași mâna acolo unde vrem noi să o băgăm, nu știi peste mâna cui dai. Bomba trebuie aruncată mai târziu, când știm cu cine e bine să ne luptăm și cu cine nu. Mă rog, faceți cum vreți, eu nu mă pricep la politică. Primul interviu trebuie să atace subiectul corupției în general. Călcăm ușor, stăm de acord cu ei, îi lăudăm și când s-au relaxat, pac, prindem fitilul. Aici am și notat ceva. În cercul opoziției democrate se vorbește tot mai des despre imperioasa nevoie a unei autorități severe la nivelul instituției prezidențiale. Mai n-au făcut ăștia mult de eu cum le-am cerut. Românului, dacă nu-i dai picioare în cur, nu face pas înainte. Dictatură. Nu trebuie să se facă legătura asta. După audierile parlamentare vine denunțul, apar documentele și dăm lovitura. Corupție la vârful guvernului și, în final, soluția. Este atât de bun peștele ăsta, îl dai cu căciula în câi. Dacă știm câte rahaturi băga Pompeu, luau la fugă. Am documentele. Apare editorialul dumitale, primul ministru al României, primul corupt și rezolvarea crizei. Candidatura generalului la președinție. Corect. Nu? Domnule Dandu, după ce se dau cărțile pe față și dacă o să-i denunci dumneavoastră într-un interviu, deocamdată vorbim teoretic. Domnule general, Bulă îl întreabă pe taicul care e diferența între teoretic și practic.
Ea cheamă pe soră ta. Auzi, dacă ți-ar da unul $1,000, te-ai culcat cu el? Pentru $1,000, da? Cheamă și pe măta. Dacă ți-ar da unul $1,000, te-ai culcat cu el? Pentru $1,000, da? Ei, vezi, asta e diferența. Teoretic, avem în casă $2,000. Practic, avem două curve. Domnule senator, deocamdată puteți conta doar pe discreția mea. Dacă intru în joc, trebuie să știu pe ce scaun așezăm fiecare, pentru că am nevoie de spate, de împrumuturi mari. Bune. Reluăm și băncile. Îți dea Dumnezeu să vă țină cureaua. Doamne ajută. Ați avut dreptate, domnule general. Peștele extraordinar a trebuit să-și înnoate. Să ridicăm paharul pentru domnul general. Noroc, doamne ajută. Pe sănătatea dumneavoastră. Dragul Ionel, fii bun, te rog, lângă dumneata, vezi că este chipiul al meu, dă-mi-l încoace, te rog. Ăștia n-au scobitori? Ba da, vedeți acolo. Că sunt în puntoiașul. Ah, iartă. Domnilor, cum stă președinte? Te încurpă, mă, te îndejgodie. Trebuie să vedeți ceva. Și dumneata te-ai plictisit, domnule senator. Sună mereu telefon. Nu rezist, domnule, la operă, îmi cad ochii. Vă spun că n-am mai citit o carte de la 20 de ani. Cum întorc două pagini, ador ca un copil. Oboseala. Ai una. Ai eu unul. Mulțumesc. Mă rog. No. Prima dată am întâlnit-o la un spectacol festiv. M-a făcut praf. Era și mai tânără. Nu mi-am putut imagina niciodată o ființă zburând. Ai stat până la sfârșit, cum a fost? Ia cum a fost, te-a plăcut, fii sincer. Excepțional. Masa e galanteria mea. Hai, ia o iclă. Ia, domnule, că nu-ți să pleacă, vin artiști, girat tot. Anul trecut s-a întâmplat să fiu la o repetiție generală. A venit la mine plângând. Marea noastră stea plângând. Că vor să pună lacul lebedelor și de la operă n-au bani. Și? Le-am dat eu cu o condiție, să fie în rolul principal. Las că eram într-o pasă proastă, mă lucraseră băieții dumitalei cu importul de petrol. Bună, dar chestia cu licența a fost peste capul meu. Las-o moartă. Tu ce vrei, mea? Haideți, excelență, vine și la mine pe seară la emisiune, când puteți dumneavoastră. Să vorbim despre ce? Despre corupția la vârf, de exemplu. La vârful cui? La vârful Bombeiului? La vârful... Dane, dacă vin la tine în emisiune și încep tu cu mare tale, domnul Didis Fiosu, e adevărat că în 89 ați plecat din CC cu o geantă plină cu $1,000,000? Eu cum să mă scuz, ce să zic? Nu e adevărat, domnul Dan Diaconescu, mănâncă lumea căcată. Dane, eu sunt din Rahova. Dacă mă întrebi asta, sar peste masă și îți dau un cap în gură.
caută-ți alt client. Te iubesc foarte mult, dar... Ce faci, tragi curică? Sunt din patria. Și șapca unde e? Nu mai porți. Păi, da, da, că și tu te-ai emancipat. Șapca o poartă în suflet. N-ai mai trecut pe la mine. Lasă asta. Îi bagi microfoane și în cur. Ai înțeles. Plăcerea mea. Domnule consilier, vină la mine cu 200 de mii. Când? Mâine dimineață până în 10. Vină cu 200 de mii de ea. Păi... Dacă n-ai, pun eu bani în locul dumitale și pe urmă mi trag. Da, trebuie să semnez până în 10. Că se fac jocurile, înțelegi? Da, sigur, sigur. Să vin eu cu ei sau poate să vină altcineva în numele meu? Poate să vină, dacă... Da, să vină până la 10. Că la 10 se închide chestia. Ai înțeles? Da, înțeles. Și cât iese? Iese bine. Iese. Până în seară iese de 5 ori, de 6... Poate mai bine dacă nu îi se blochează lui server. Bine, bine, o să vină fata. E bine? Da, să vină. La 2 să vină. Nu, 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 să vină direct. La mine, direct. Am înțeles. Salut, băi, iartă-mă puțin, dați drumul la câini. Și mai aprindeți niște lumini aici, în parc. Așa. Da, te ascult. Spre, ieși din chestia asta? Terpeteului ăluia nu-i mai dau nimic. Că nu știi să-ntoarcă pomana. Îi dau un picior în cură, îi dau. Că zice că n-a luat nimic niciodată. Ce zice, mă? Cred că vă luați după toți la bagii. Ce-a zis, mă? Așteaptă. Bine ai venit. Tu mă împași pe măsa. Îl fac perete de antrenament la tenis. Perete de antrenament la tenis îl fac. Hmm? Voi trebuie doar să exersați. Hai, gata. Încă mai sau ieșim pe terasă? Cum e posibil o oază ca asta într-un oraș murdar? Bani. Bani mulți. Am intrat într-o lume în care banul hotărăște. Banul stă la temelia oricărui destin. În seara asta, destinul surâde. Vreau să fim împreună. Nu, vă rog. Mă interesează altceva. Rău, dacă nu vă interesează... Toată noaptea am stat cu fruntea în palma ei și dimineața i-a pus lângă pat 101 trandafiri galbeni. Aduși cu avionul tocmai din Thailanda. Altceva n-aveți? Avem cena când el îi pune pe deget inelul cu diamante. 40.000 de euro. Vă interesează? Nu. Altceva, preșbean. Discheta de la Cârciumă cu generalul Dorobanțu, când îi promitesc pe ea că fac președinte. Asta cu e? E de la președinție, e lucrarea lor.
Îndată ce s-a terminat discuția de la jariștea, de la căciumă, a venit cine trebuia și a dus discheta unde trebuia. Nu înțeleg. M-a sunat Didi Sfiosul, mi-a spus că știți cine... Îl punea să o dea de la capăt, se uita, iar îl punea să o dea de la capăt, se uita și înjura. A văzut-o de 4-5 ori și întreagă și pe sărite. Și Dandu a asistat la discuție? Da. Didi spune că senatorul vrea să-l agațe și pe el, dar nu cunosc amănunte. Ordinul este să vadă premierul. Domnilor, sunteți liberi. Primul ministru al României, primul corupt și rezolvarea crizei. Candidatura generalului la președinție. Mm-hmm. Se pare ca o soluție din partea presei. Da. Domnule Dandu, după ce se dau cărțile pe față, deci de acord să-i denunci. Salut! O povară, nu? Mai pune două tate cu mine să vă reuși de mai mulți paharul acesta. Consilier prezidențial și revoluționar de marcă. Poartă fularul culorii de partid. Lăsă-mi fularul că mi-e frig. Hip-hip-ura! Liniște! Liniște! Doamnelor și domnilor, este ora 21. Spectacolul nostru poate să înceapă. Excelență, semnalul. Filarmonica Artele Roșii. Emil Mihalache la vioară! La Bălân, Neluțu Ploieșteanu! Ia să vedem ce zice el acum. Bate un vânt rece de... Adunându-le ce din valete la chiria mântână. Să vezi tu ful cum se înalță și să-l tai nu plăcină. O strigătă de căsule de zi. E cântecul nostru, Coane Dandule. Imnul. Cum joci matale tare și fără miră n-a stricat să le înveți. Să fii pregătit. Nu te superi. Ce facuși, domnule? Nici n-a început bine războiul și te-ai și umplut de sânge? Doare? Mă scuzați. Doamna e mai nouă pe aici. Nu zici nimic? Ușurând, ușurând, frățioare. Se face mai întâi prezentări, că doamna e pentru prima oară. Eu sunt Didi Sfiosul, prințesă. Didi Sfiosul din balcon. Știu. Îmi pare bine să mă cunosc, domnule. Nu se poate. Pedepsiți-mă, omorâți-mă, dar iertați-mă. Însă de acum v-am recunoscut. Ce noroc ai, Dandule, te încorpe-mă, da. Excelență, se schimbă datele fundamentale, așa că schimbăm și subiectul discuției. Amânăm. N-amânăm.
De ce să mână? Nu-i prea veselă serbarea? Pentru niște socotele mizerabile? Ia auzi, da. E băirea prea mare ca să ne dăm în stanga. Păi și tu, gentleman, mai nenorocitule. Mă scuzam, doamne. Așa se spunea la noi în societate, permiteți? Pe bulevardul 6 Martie, între Cile și ca și Universitate. Ce noroc am să pot să mă uit la dumneavoastră, atât de aproape. Tu, la frumoasă sudiță. Astă seara amânăm. Nu amânăm nimic. Nu-i tu ce faci? Mă cez preventiv, mă ameninți. Mi-a râs cartonaciul galben. Eu am dat cât a trebuit. Și-am trecut zdravân și de la mine. Am făcut socotelele singur, eu nu sunt dator. Alții au rămas în urmă cu aranjamentele și cu termenii și cu legea importurilor, că aici a stat proză, legea importurilor. Dar am și eu timpul meu de așteptare. Am și eu răbdarea mea. Cu mădubioare și fuduri, vinul la călăcioară, micii respectiv și o fleică cu muretul. Mariane. Doamnelor și domnilor, avem bucuria să-l avem lângă noi în această seară pe Marele Mircea Vintilă. Hai să-l ascultăm. Unde duci tu, mielule? Mănânc. Unde duci tu, mielule? La pășune, domnule. Eu vreau să mă numesc. La pășune, domnule. Și eu la fel. Ce să faci tu, mielule? Și eu tot să mă numesc. Eu rămân pe baricadă. Două rânduri de fuduli. Coaie, bine, domnule. Mădubioare trase în mălai. O streachină cu murături. Vinul știut. Mărul aferent. Fleica și cuțitul meu. Am cornițe, domnule. Nu plângi, nu plângi, mielule. Nu plângi, nu plângi, domnule. Plângi ciobani, și cuțitul, domnule. La trăcâni, domnule. Cine te taie, mielule? Cine te taie, mielule? Măcelarul, măcelarul, domnule. Cine te mâncă, mielule? Cine te mâncă, mielule? Dumneavoastră, domnule. Dumneavoastră, domnule. Cine moare, mielule? Cine moare? N-au adus mușdei. Nu se mănâncă mușdei la aspic. Eu îl mănânc la orice pește. Domnule, noi cu toții, domnule. Noi cu toții, domnule. Ce rămâne, mielule? Ce rămâne, mielule? Acest cântec, domnule. Acest cântec, domnule. Schimbă astea că s-au răcit. Toți suntem răi și ai dreptului când nu ne vorba de ciolan. Nu-i așa, Goane, Nandule? Însă fiți atenți. Să ferească Dumnezeu. Să ne mâncăm între noi.
Ia vino cu aveneluțul. Băi, m-a făcut mama Oltena. Păi verde maghiară, m-a făcut mama. Eu ce zice el? Ce se ia cu mine bine. Cu Boltă, cu Boltă, cu Boltă, cu Boltă. Baricada mea este cu Boltă, cu Mici și cu Fleica. Tradiția politică la român se întemeiază pe Fleica. Eu rămân la tradiție. Îmi pare că ești cam vesel înainte de socotel. Iar alun de la început n-a fost vorba că mânăm, să treacă sărbarea, să ne liniștim, să nu ne dăm în stambă cu lumea bună la masă. Lumea bună nu rămâne datoare. Nu va rămâne nimeni datoare. Chiar azi am fost mandatat să aranjez un dialog cu prietenii noștri. Dacă e vorba de un prim bilanț, perfect, îl facem. Rămâne să stabilim doar data. Lumea lui e mai rafinat, e mai boier. Nu vine ca mine cu cuțitul la tratative. Știi cum zice tatăl nostru? Dacă nu merge cu parul, încearcă cu funia de mătase. Vrei să punem lucrurile cap la cap aici între două feluri? Nu se poate să mă lase fără ardei iute. Ia uite-l cum stă el verde, legionară, înfipt în inima, roboșă, e roșu. Așa e. Casă serioasă. Ce spune că are, pune pe masă, nu se târgui. Lasă-vă șcălia, te mai întreb o dată. Vrei să punem lucrurile cap la cap? Neluțurie, vină cu amă. Da, puișor. Un tango de corazon. Domnule consilier, eu sunt om de afaceri. Politica mea e politica banului. Scade oferta la dumneata, mă duc la altul. Să nu spui că ombi după altfel. Fiindcă am auzit și eu cu urechile astea mele, mai cu antene decât crezi, că joci la două capete. Te-ai speriat? Mâine seară, după ce vă terminați trebune la guvern, hai să ne retragem pe malul lacului, acasă la pompi. Poate dă și el un whisky. Nu văd să fie vreun impediment, am să vorbesc cu domnia sa și vă anunț. Nu. Veniți la mine la fermă. E la 10, ca să fie toți liberi și domnul Ciuguleană. Oh, confirm mâine, după prânz. Prințesă, dansați. Vă dă voie tata. Vă mă așteptăm. Data viitoare iei și paharul ca. În care? Să-i dreapte. Bună seara, bun găsit la Nașu, sunt Radu Moraru și avem în această seară un invitat special. Îl cheamă Eftimie Belciuc și este politician și om de afaceri. Bună seara, domnule Belciuc. Bună Bine seara. Ați venit. Bună seara. Sunteți o pasăre cam rară în emisiunile de televiziune. Colegii mei chiar au făcut pariuri că nu o să veniți în seara asta, cu toate că noi am promovat emisiunea. Am spus că o să veniți. Politicianul ar trebui să vorbească mai puțin, să facă mai mult, domnule Moraru, nu credeți? Asta mai lăsați-o, domnule, că sună lozincă asta, toată lumea o spune, iertați-mă. Am fost ocupat. Sincer, sunt un om foarte ocupat. De ce evitați presa? Pentru că în ultima vreme numai eu știu de câte ori v-am sunat. Colegii mei au vorbit cu toate secretarele de pe lumea asta și nu v-au găsit. Erați tot timpul plecat din țară, de anul parcă aveam mai mult de 365 de zile. Da. Sunteți atât de ocupat? Da, aceasta e realitatea, sunt foarte ocupat. Nu vă ascundeți? Nu, nu sunt nicio formă.
De altfel, chiar îmi face plăcere că ați insistat și că ne aflăm aici. Bine, stați un pic, nu știți ce vă așteaptă. Sunteți la nașo. De ce ați intrat în politică? Vă iau așa. Am intrat în politică pentru că sunt un om care am bani, am creat un partid, iar acum încerc să formez o opoziție puternică, sănătoasă, care să transforme România dintr-un stat mafiot cu legi mafiote într-un stat european în care legea concurenței și a celui mai bun câștigă, să elimine clientelismul și cumetria politică în afaceri, la toate nivelurile. Părerea mea, știți sintagma sărac și cinstit? O sintagmă care mă indispune numai când... O sintagmă în care foarte mulți au crezut, anumiți. Da, din păcate au preluat-o foarte mulți. Ei bine, eu vreau să fiu bogat și cinstit și am intrat în politică, ca să vă răspund, pentru că vreau auzim ca toți oamenii să fie bogați și cinstiți. Noi l-am auzit pe premier venind cu niște lozinci, dacă vreți, cu eliminarea lichelismului, clientelismului. Chiar mai ieri premierul spunea cam același lucru, a venit cu soluții. Da, a creat parchetul anticorupție. Da. Da, parchetul anticorupție este o instituție politică, controlată politic. De altfel este sub controlul Ministerului Justiției, nu? Condus și el de un ministru. De anume coloratură politică și el. Și credeți că n-o să fie anchetați peștii mari? O să cadă tot un acar pe un care a suflat în front sau n-a cotizat unde trebuie. Spuneți-mi, vă simțiți, armă... stați un pic, că știți ce, vă simțiți vizat de Parchetul Național Anticorupție? Mă simt cel mai curat om din România. Nu puteți fi cel mai curat, pentru că vă spun ceva, cel puțin o amendă de circulație trebuie să fie avut, dacă nu altele, cu Porsche-ul pe care l-aveți numai când schimbați în a doua și ați depășit legea și limita de viteză. Spuneați mai devreme sau lăsați de înțeles că nu sunteți șantajabil. Nu, absolut. Gurirele spun însă că dumneavoastră de fapt n-ați fi fugit înainte de 90 din țară, ci că ați fost trimis ofițer sub acoperire în zona asta, Morărit, Panificație, și gurirele susțin că aveți niște contacte și contracte încă de atunci cu bani încasați. Aceasta este o chestiune care au fost și sunt acuzații foarte grave, aduse de ziare importante, de presă. Foarte grave, dar au fost demontate în instanță. Există... Și credeți că instanța și-a făcut datoria cu mâna pe inimă? Aveți curaj să vă uitați la mine să spuneți... Absolut. Că n-ați intervenit nicicum? Există o hotărâre definitivă a Tribunalului București prin care ziarul care a comunicat această minciună a fost obligat să îmi plătească daune. Ce animal? Da, ar fi o alternativă în cazul în care nu ne mai înțelegem cu Dandu. Cum așa? Când eram consilier la Răposatu, vine la mine un alt consilier, un fel de contabil de cea pe consilier la agricultură. Și zice, toți consilier, am și o problemă, eu n-am intervenit în viața mea pentru nimeni, dar asta e situația, n-am încotro. A venit la mine o rudă din provincie, îndepărtată, mă rog, cu nepot, că să-l ajut să-l angajeze la agroimport-export, să aibă și el un salariu. Toți consilier, zic, mă rog, să-l aranjează. Într-o bună zi, la ușă, omul meu, transpirat tot, alb ca varul, dârdâind, toaș consilier, Ejeal. Omul nostru, Eftimie Belciuc, ne-a rămas în Olanda, domnule. L-am trimis să cumpere niște utilaje de panificație și ne-a rămas omul în Olanda. Ne-a rămas, adică mă implica și pe mine. Și mă duc țintă la generalul Mihalea. O, Nedincă Prejbeanu, zice generalul, ce faci, domnule? Și eu vreau să te văd. Să-ți mulțumesc foarte mult pentru omul nostru, domnule, care s-a înșurubat fenomenal. Într-o săptămână s-a înșurubat în Olanda. Și vreau foarte mult să-ți mulțumesc că ne-ai ajutat, că noi nu puteam să-l angajăm atât de repede, să-l trimitem afară, dacă nu interveneai dumneata. Am înțeles. Adică ăsta... El. Te cunoaște? N-are de unde. Contabilul a murit, generalul Mihalea s-a prăpădit la Revoluție. Să-l cauți pe Romanescu. Am verde? Caută-l pe Romanescu.
bravo Romanescu. Dacă nu-i dădea parola, nu scăpa lingurița de mână. Servus. Ura. Ce plăcere! Mă bucur că ați venit pe la noi. Ce mă bucur? Sper că în seara aceasta veți fi mai puțin zgârcite și să spuneți că sunteți cu timpul dumneavoastră. Păcat că plouă. Vendu-ți vă pregătise o surpriză. Era întotdeauna surpriză, pe doamne. Pris. Să ne retragem. Vă rog. E atât de bun că e păcat să-l strici cu gheață. Serviți. I-a fumat. Domnule prim-ministru, în seara asta trage în linia. Nu mai dau un ban până nu vă onorați obligațiile. Nu vă înțeleg. Controlați presa, controlați televiziunea, controlați parchetul. Aveți majoritate în Parlament. De ce o amânați? Controlăm noi mai multe situații, numai că nu ne controlăm și prietenii. Ce ți-ai pus, bă, căcărează aia în cap? De șmecher. E bine? Ați gustat? I-a fumat cu lemn de tei. Domnule Dandu, suntem informați că cineva vrea să lovească noi prin dumneata. Să ne dea la o parte ca voi să vă vedeți de afaceri. Suntem informați că cineva vrea să compromită partidul nostru, crezând că ne ai la mână cu ceva. Nu înțeleg. Cine pe cine are la mână? Păi, în politică, toată lumea are la mână pe toată lumea. Excelență, eu sunt om de afaceri. Negustor, capitalist, pe mine nu are nimeni la mână. Nimeni nu mă poate șantaja. Eu nu fac politic, eu fac bani. Cu cine îi face? Dați drumul la legea importurilor. Dați drumul la ordonanțe. Dați drumul la scutiri, cum am convenit. Și eu dau drumul la bani. Ești lacom? Nu. Sunt capitalist. Ia auzi. Îmi dați și vă dau. Deviza mea e adășina. Termină, domnule, cu chestia aia, că-mi sună în cap. Ce, mă, ești nervos? Dar dacă mă enervez eu și spun să moară mama, că știu că dai bani și la opoziție și la putere. Că jos la două capete. Ți-am spus și la șarpe. Că trebuie jucând și la două capete. Dar capătul la care joc acum e păgubos pentru mine. Bine, am să dau ordin trezorierului să achite toate notele de plată restante pe care le revendicați cu acte. Mă refer la campania electorală și notele de plată pentru partid. Vă bateți joc de mine. Vă bateți joc. Deci nu era vorba de bonuri și de chitanțe fiscale. Era vorba de o înțelegere care presupunea ordonanțe, licențe, legea importurilor, că aici m-ați încurcat. Știți foarte bine că notele și facturile fiscale nu acoperă cheltuielile. A fost galanteria mea. Ce dragă, chiar nu înțelegeți? Comisioanele n-au fost trecute în bonuri și în facturile fiscale. Și nici geamantanele cu bani pe care nu le mai pot recupera acum din câștiguri. Domnul prim-ministru a subliniat în repetate rânduri că banii pentru partid trebuie să deruleze în mod legal.
când s-a acceptat calitatea noastră de sponsor, a fost de acord și cu sistemul nostru de decontare. Și geamantanele cu bani negri pe care i-ați luat. Ai acte? Cum rămâne cu geamantanele? Vom achita toate facturile restante. Asta-i țeapă. Este un prim avertisment. Domnule Dandu, n-ai jucat cinstit. Dumneata ai semnat convenții și cu alții, așa că suntem chit. Hai să punem punct afacerilor noastre și să declarăm seara asta reușită. Bine. Punem punct dacă asta doriți. Dar vă informez respectuos că voi face tot ce ține de mine ca să nu rămân în pacupă. Ce faceți? Sper că nu vă gândiți să plecați. Ba da, pleacă. Vă sunt recunoscător că ne-ați dat posibilitatea să vă admirăm și aici. Mulțumesc. Îmi permite să mă retrag. O seară bună. La revedere. Seară bună, doamnă. Nervosule. Aveți discheta pe birou. Discuția a fost înregistrată mai de mult la el la fermă. Acum rămâne să hotărâți cum acționa. Așteaptă la sine. S-a de abuzul, puteți să dați în gând aveți documente? Categoric am facturile, dar nu-mi convine. Nu-mi convine până nu iese legea cu importurile. Că de acolo tragem. Pentru să fiu nostru. Aia, nu, de la cap. Am și vorbit cu el. Voi grăbiți votul. Mi-ar fi bine să nu mai așteptăm câteva luni. Intrăm la guvernare, dăm ordonanță și nu mai pierdem vreme cu niciun vot. Mă cred stâmpit. Cu ei m-am înțeles de opoziția mănâncă rahat. Faceți ciocul mic în senat. Trece legea, intră vapoarele, se taie chitanțele și curg banii. Eu nu plătesc de beau. Când veniți la putere, dați o ordonanță de scutire și banii rămân la voi la partid. Eu nu pierd nimic și pe ei îi lăsăm în curugol. Atunci scot documentele și le pun masa în cap. De acord. Hai, să mâncăm ceva. Preșbeanu, în dimineața asta, cu mascați, cu cătușe, cu tot acămul, să fie și televiziunile de față. Dați imagini, ai înțeles? Domnule Dandu, ce aveți de declarat? Sunteți vinovat? Cătușele astea sunt ale guvernului. Ce mi-au dat, de asta o să aibă parte. Sunt nevinovat.
chiar și de gând. Vezi că cerea să mă încurze. Șorul meu în față, șorul meu în față. Lasă-o, dracu' asta, lasă-o, lasă-o, că murim, dracu' de plâns aici. Ia zi-o pe aia când erai tu sedusă. Pe când copilă eu eram, sedus am fost de un infant și părăsit apoi, cuprinsă de nevoi, cu viața o duceam greoi. Sunt vânzătoare de plăceri în taina unei seri. Îți dau totul ce-mi cer. Ia aici. Dar în suflet n-am de bun de că mi l-am pierdut. Dar și nu-i gură, tu te și culcă-te că ți se închid ochii. Dacă mai rămâi jumătate de oră, vin și pleci, bani. Vrei să mă din? Nu vreau spus să-i pregătesc o masă, că vine la ciorbă de burtă. Întrerupem emisiunea pentru ediție specială a știrilor B1 TV. În urmă cu o oră, controversatul om de afaceri Dan Dumitru, zis și Dandu Patrician, a fost ridicat de poliție de la reședința sa din Alea Modrogan numărul 17. Procurorii au emis un mandat de arestare de 24 de ore. Capetele de acuzare sunt spălare de bani, bancuri, fraudulase, trafic de influență. Cătușele astea sunt ale guvernului. Ce mi-au dat de asta o să aibă parte? Sunt nevinovat. Și dracu e asta? Nu-mi place. N-a fost vorba de nicio arestare. Am fost acolo. Da. Cine a comandat arestarea și când? Pe care a fost rostătul acolo? Păi, trebuia să fie și revoluția de față, nu? Păi, n-ai înțeles ce vorbea. Cum dracu să nu înțeleg? Nu mai vrea Dandu să dea bani, scurt. Și vin alegerile și gaura e mare. Domnule tovarășe, camarade, fratele meu alb, ascultă ce spun eu acum. Ăștia toți, cu pompi în frunte, cu Dandu, cu Preșbeanu și cine dracu mai fi, nu mai au niciun Dumnezeu. Noi doi suntem niște amărâți față de ăștia, golani, bețivi, nemernici, cu toate păcatele noastre. Noi doi suntem mici pe lângă ăștia, fratelo. Atunci avanti popolul. Cum o cetinim, cum o belim. Văd că a început să se joace tare. Cătușe cu mascați și la vedere. Și peste capul tatălui și al fiului. Nu mai zic și al Sfântului Duh că mă bate Dumnezeu. Amin. Nu mai place democrația. Ce-i cu tine? Ți s-au înnecat corăbile? Ești mahmur? Azi noapte erai mai bățos. Nu văzusem știrile la televizor. Dar ce-a fost la știri? L-au arestat pe Dandu la 7 dimineață. Ce vorbești, domnule? Păi știați? Nu. Cine te-a fost să-l aresteze?
Păi n-a fost azi noapte cu el împreună, n-a fost împreună. Cum dracu, cine dracu să-l aresteze? Stai numai puțin că mă interesez imediat. Te omor futu-s Dumnezei, măde. Mie de ce nu mi-ai spus nimic? Cu asta am făcut revoluția, cu asta v-am făcut oameni, cu asta te împușc. Așa s-a hotărât. Mie ține-mi până nu-i scrie. Sfiosule, dă-te jos de pe baricadă. Piața s-a curățat. Crește iarba. Pentru morți. Domnilor și domnilor, în România criminalitatea a atins cote alarmante. Nu este numai vina noastră, ci și a tuturor guvernărilor post-decembriste care au tolerat o legislație confuză și permisivă, caracteristică statului mafiot. Recunoașterea deschisă, lucidă și responsabilă a acestei stări de fapt ne obligă să considerăm lupta împotriva corupției prioritatea numărul 1 a guvernării noastre. Domnilor și domnilor, am să vorbesc deschis. Sunt informat că există contracte de interes național grevate pe comisioane nerușinate. Trebuie să facem lumină în acest păienjeniș de suspiciuni care planează atât asupra unor oameni din sfera puterii, cât și a unora din sfera opoziției. Trebuie să-i găsim pe vinovați. Parchetul Național Anticorupție trebuie să meargă până la capăt. Începeți cu corupții noștri și nu o să mă supăr. Căutați în vârful piramidei, acolo unde sunt peștii cei mari. Dacă îi găsiți, aduceți-i în fața justiției, pentru că nimeni nu este mai presus de lege. Nu dorim un final de guvernare sângeros, dar dacă nu se va înțelege că istoria corupției a luat sfârșit în această țară, atunci va fi un final de guvernare sângeros. Vă mulțumesc! Domnule președinte, trebuie să oprim războiul. Te rog, nu fuma. Mă scuzați. Vorbiți dumneavoastră cu băieții să închidă dosarul. Și să le libereze imediat pe Dandu. Să le libereze și să ne trimite dosarul nou. Nu e bine să-și bage cineva nasul acolo. Pe senatorul Nivitiu, de restul te ocupi tu. Asta e lista. Ai grijă de general. Țiganul e orgoliu, se crede pe cai mari. Să nu-l sune șeful de cabinet sau altcineva, te ocupi personal. Spune-i că țin neapărat să fie prezent la vânătoare. Am înțeles. Thank you.
15.000 pe lună plus cheltuielile. E bine? Știu exact cât ți-au propus ea. E bine. Mare bun. Acum pleci de la ziar, dispare o săptămână, două, treaba ta ce faci. După care apare din nou un peisaj, altă față, deschizi o fundație în cadrul societății civile și faci praf. După ce câștigăm noi alegerile, primești o demnitate publică, dacă te interesează, televiziunea, radio-ul, dacă nu... Banii de unde vin? Uită-te la jumătatea plină a paharului, domnul Ion. Domnul Ion e curvă. E adevărat, e bolnav. Ia uite, numai ambasade. Te rog. Asta e? Am un living, că pot să întorc Mercedes-ul meu alb în el. A fost casa lui Malax, ar trebui recondiționată. De ce e foarte mișto? Deși, după cum arată, n-ar prea fi nevoie vreo paștele măsii. Haide. Pompi încearcă o reconciliere, îți dai seama că nu o face din capul lui la pusă bătrân. Am mai fost invitat la vânătoare, dar niciodată la stilul ăsta. Mă, în general, ne vedem la fața locului. Opa, zic, mă onorați? Toți trebuie să ne onorăm, zice. A sosit clipa să ne aducem aminte fiecare de unde am plecat. Din ce tulpină. Ha, dracului preșben. Au simțit că le pregătim ceva și au intrat în panică. La vânătoare, Pompi o să mă atace direct, așa cum are el obiceiul când joacă tare. Auzi, să stai lângă mine, pentru că vreau să le spun în gura mare să audă toată lumea că suntem hotărâți să mergem până la capăt și că nu facem nicio alianță cu nimeni, ai înțeles? Zic să stai lângă mine ca să vadă fiecare cum jucăm. Te invit la un berbecuț. Îmi pare bine un miros de berbecuț. Scuze-mă. Da. Da. Înțeleg. E sigur? Da, bine. Ți-am spus că e panică mare. L-ai eliberat pe Dan. Foarte bine că e panică. 4 ani am dus sucară și când a venit împărțeala mea într-o scurul. Să mergem. Auzi, vrăjeală de-astea și chestii de-astea. Mie nu prea-mi plăc. Dar de ce credeți că a fost vrăjeală de ție de-asta? Bineînțeles că a fost vrăjeală. Auzi, doamne, ești vinovat, uite-n instanță. Nu vine la mine să mare. Stai și după aia îmi dai drumul. Nu veni. Poate da, poate nu. Prezumția de nevinovăție. Dacă există prezumții de nevinovăție, atunci pentru ce? Și cum justifici faptul că l-ai ținut cu cătușele la mâine în arest, da? Nu, tatăl liber, nu. Dar credeți că nu? Omul putea fi cercetat. Și? Dacă l-ai găsit cu ceva, l-ai cercetat și l-ai condamnat. Îi dai 5, 10, 20, 25 de ani, nu știu, nu mă interesează. Dar nu sunt de acord să te duci la el, îl iei, îl duci la arest și după aia dai drumul că n-ai dovezi. Nu sunt de acord. Și băgați noastră mâna în foc, că nu părăsește țara un personaj ca asta? Și dacă părăsește țara, unde se duc? În cosmos. Dacă te-am prins că ai părăsit țara, te-am băgat la arest imediat, înseamnă că ești vinovat. Eu sunt pentru, asta o spun și în campania mea, te rog să urmărești, sunt pentru arestarea celor care au jefuit țara. Dar asta e prea cu sută coață albă, e bătaie de joc. Dă-mi voie să te îmbrățișez. Cum a fost, domnule? Un abuz nenorocit. Asociații mei din Paris s-au crucit și au făcut imediat o plângere la Tribunalul Internațional. Cine a fost de vină de mine? Procuratura. Premierul. Da, Preșbeanu, ascult. 7 minute, aterizarea, am înțeles? La fix.
domnul nostru i-a trântit parola din Elveția și i-a mintit de prima întâlnire de recunoaștere aia în care i-a dat și cecul cu care a început afacerile. Maestru Belciu era să cadă pe jos. Iar de furculiță a fost sub scaua. A urmat un să treci, sigur. La noi, ca la biserică, ascultare. Și? Și așteaptă să deschideți discuția ca să vă spună că merge cu noi. Nu vrea Ministerul Comerțului. El sau omului? El. Și vrea putere de decizie, dar consultări exclusiv cu dumneavoastră. Am onoare. Ce pe data, ai mai slăbit? Te-ai tras de afară? Ce s-a întâmplat? Mă simt foarte bine. Un abuz incalificabil. Cu asemenea gafe, România n-are nicio șansă. Trebuie reformată justiția, trebuie demis procurorul general și date legi care să oprească hoțiile. De asta nu-i treaba mea, în Paștele Măsii. Tot cu gura mare. Se trage și la Mistreț? Nu, numai la Fazani. La Mistreț e interzis, da? Dacă dispuneți... Ce, domnule senator? Mă așteptam la surpriza asta, excelență. Gustă ceva? Cine a stat o noapte în pușcărie cu 4 derbedei și a fost nevoit să astupe gaură de la closet cu o sticlă de plastic ca să nu-l mănânce șobolanii, nu prea are chef de micul dejun. Excelență. Eu nu dau la picioare. Mergem mai departe, fără nicio condiție. Asta e oferta mea. Nu se mai pune problema condițiilor și a oferte. Și atunci de ce ați făcut tot circul ăsta? Ca să mă treceți pe tușă. Nu, ăsta a fost al doilea avertisment, domnule Dan. Bănuiesc că așteptați un semnal din partea mea. Când am primit invitația, mă gândeam la un mesaj. Domnule, dumneata e acceptarul de președinte într-un scenariu de amatori. Bine, cu o anumită candoare. Edil că a mizat pe această candoare și l-a rugat pe senator să candideze pe listele noastre. Bagă în masă. Dacă ai renunțat la ambițiile dumitale, poate am putea pleca la drum împreună. Exclus. Indiferent de ofertă? Odată vede Ana Șupuța Fini. Candidez independent, domnule prim-ministru. Și vă dau un gât. Fac a doua revoluție în România. Domnilor, să înceapă vânătoarea. Ce faci, Nuvi? Nu mai supăr semnele. Thank you.
O nenorocire. A murit generalul. Cum? Accident de vânătoare. Trebuie să mă duc să-l anunț pe premier. A fost chemat de orientare. Așa a vrut Dumnezeu. Dan Diaconescu și întrerupem programul obișnuit al televiziunii noastre pentru o nouă ediție specială a emisiunii Dan Diaconescu Direct, emisiunea cu cea mare audiență la această oră în România, emisiunea din care aflați ce scriu ziarele de mâine și mai ales ce nu scriu. E bine, de această dată ne aflăm la Groapa Glina, acolo unde veți avea ocazia să urmăriți împreună cu noi, să vedeți cu ochii dumneavoastră, să auziți cu urechile dumneavoastră ce se poate întâmpla la o pomană în viu. Este o premieră de televiziune pentru România, este un fapt straniu, fără precedent, cel puțin pentru clasa politică. În mijlocul acestei scene memorabile, pe care o veți urmări în câteva clipe, în mijlocul acestei pomeni în viu, se va afla un consilier prezidențial important. E vorba de celebrul Didi Sfiosul. Nu ratați, fiindcă nici nu știți ce pierdeți. Ne rugăm, ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Continuați așadar, stimați telespectatori, să vizionați în transmisiunea directă a postului nostru, de aici, de la Groapa Glina, o primă pomană în viu. Un gest fără precedent, o faptă stranie, excentrică, comisă nu de oricine, ci chiar de către eroul de la baricadă, chiar de către simbolul luptei noastre pentru libertate din decembrie 89, consilierul prezidențial, acum Didi Sfiosu. De fapt, dumneavoastră, domnule consilier prezidențial, acum îngropați Revoluția, nu? De ce spisic s-o bag supreși? Dar de ce faceți totuși circul acesta? De rășide. E bine? Iată, stimați telespectatori, un prim politician important din România, căruia este rușine. Rămâne de sigur ca dumneavoastră... Vezi că poate să-i închidă ăștia iar postul. Da, chiar o fi rușine, cu adevărat, rămâne ca dumneavoastră, telespectatorii, să decideți în final. Pentru asta, pentru a avea toate datele problemei, urmăriți ceea ce se va întâmpla în continuare, fiindcă nici nu știți ce pierdeți. Foaie verde mă dohăbuiesc, măi, 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 și măi, măi, dar să mă prăbădesc, măi, și ce mâna ce dohătuiesc, hai da, hai da, bohătule, am boală la cuvânt, părul crezi-vă cu tinerele, și am boală la tinerele, să ce fac, stai de Ha ha ha!